Precucerniți părinți, doamnele și domnilor, Hristos a înălțat! Am o dublă bucurie astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră, chiar dacă aș fi avut o singură bucurie că Hristos a înălțat, eram tot aici. Dar pentru că am două bucurii mari, întâi vreau să vă mulțumesc mult, mult, că ați îndreptat un vot atât de mare pentru mine. Dumnezeu prin mâna dumneavoastră mi-a dat tot de data asta. Mi-a dat un vot de 80% ca primar, mi-a dat 12 consilieri din 15 și mi-a dat un scor bun la Consiliul Județean și vă mulțumesc din inimă. Probabil dumneavoastră ați înțeles că în decursul anilor ați analizat foarte bine, mă gândesc eu, și mă gândesc așa pentru că și votul ăsta mare dă de înțeles că oamenii din Dumbrăveni și nu numai au început să se orienteze, să gândească, să nu le spună altcineva cum să voteze. V-ați gândit foarte bine și ați spus, domnule, mai mult sau mai puțin a făcut omul ăsta și mi-ați dat un vot frumos și vă mulțumesc frumos. Apoi suntem aici pentru că în fiecare an stăm să discutăm cu cei ce trăiesc, și mă refer la veteranii din localitatea noastră, și parcă de la an la an rămân mai puțini, mai avem 14 veterani în localitatea noastră, și mi-aduc aminte când eram viceprimar prin 2000, cred că aveam peste 100 și ceva de veterani, 140-150 de veterani. În decursul anilor s-au tot dus la cele veșnice și astăzi enumărăm pe degete câți mai sunt în mijlocul nostru. Și dacă sunt aici, din acest motiv suntem și noi aici. Așa cum spunea Părintele Jaba, mi-ar fi plăcut ca astăzi să fie cimitirul plin. Avem ce să comemorăm, avem ce să le spunem la cei care trăiesc, pentru că, așa cum spuneam și în anii trecuți, acești oameni minunați erau tineri, erau frumoși, au lăsat acasă pe mama și pe tata, au lăsat acasă poate o soție sau o iubită și au plecat undeva departe să își apere țara. Ca noi astăzi să putem să stăm aici cu soarele pe cer, în liniște, în pace, să vorbim în țara noastră limba română. Și toate astea se datorează lui Dumnezeu și acestor oameni care au plecat și care mai sunt astăzi între noi. Sigur că avem oameni de diferite vârste și îi spuneam unul din cei 14 veterani, un cheșului meu, Mihai Simeon, moșule, Dumnezeu ți-a lăsat viață, te-a lăsat să trăiești momentul ăsta, să compenseze necazul de atunci cu binecuvântarea de acum. Să trăiești în anul 2016, să te duci într-un magazin și să-ți cumperi tot ce vrei tu, nu s-ar fi vorbit cu ani în urmă despre lucrul acesta. Dar Dumnezeu a lăsat viață și sănătate pentru oamenii ăștia și sunt sigur că din pricina lor se întâmplă asta, să putem și noi să vedem că oamenii ăștia au muncit, s-au războit și nu le-a fost ușor, a fost și iarnă, a fost și frig, dar s-au dus acolo unde i-au chemat țara. Chiar dacă războiul nu a fost al lor, războiul întotdeauna a fost al altora. Așa cum spunea Părintele Jaba cu 2 ani în urmă, probabil, războiul l-a făcut alții ca să câștige teritorii, ca să-și consumă muniția, să poată să fabrice alta și să moare multe milioane de oameni. Printre acei oameni au fost și oameni din comuna noastră. Ne respectăm pe cei care au plecat și întotdeauna venim aici și îi pomenim. Ne plecăm în fața celor care au rămas și le dorim sănătate și întotdeauna când avem posibilitatea, când nu ar mai fi deloc, tot aici vom veni și tot aici vom comemora. Pentru că lor li se datorează libertatea noastră. Dacă putem să stăm în cimitir cu preoții lângă noi, putem să stăm cu dumneavoastră, înseamnă că în țara asta este pace. Înseamnă că pe drum se mai audă glasul mirilor și ai miresei, se mai joacă copiii pe la porțile noastre și înseamnă că este pace. Așa cum vă spunea Părintele Jaba, s-au întâmplat multe lucruri în comuna noastră. Și asta s-a întâmplat că Dumnezeu ne-a ajutat, că preoții și păstorii și prezbiterii s-au rugat, că dumneavoastră v-ați închinat. Sunt sigur că fără rugăciune nu se întâmplă nimic. Niciodată. Oricât am fi de frumoși noi și de deștepți, oricât am fi de buni noi,
Dacă Dumnezeu nu ne ajută, nu facem nimic. Așa că în lucruri mărunte, poate sunt mari, poate sunt mici, pentru mine sunt lucruri importante care s-au întâmplat în anii care au trecut. Încep un nou mandat cu rugăminte la dumneavoastră, la preoții din sat. Atunci când vă rugați, atunci când mergeți la biserică și faceți slujbe, puneți o rugăciune și pentru cei ce conduc comuna. Avem consilier local, primar, viceprimar, secretar, oameni care pentru un moment suntem puși acolo să vă slujim pe dumneavoastră. Dacă slujim bine sau mai puțin bine, se datorează și dumneavoastră, să știți. Îmi doresc anul viitor, dacă îl dă Dumnezeu sănătate, să fim sănătoși, să fim din nou aici, să ne bucurăm de o biserică frumoasă, modernizată în cimitir, să ne bucurăm de toate lucrurile frumoase pe care le doriți, să puteți trece pe la poarta dumneavoastră, să aveți o apă și o canalizare, să aveți un drum asfaltat, să vă trimiteți copiii la școală, fără să mai murdărească pe pantofi și să vină acasă cu haine curate. Dacă îmi doresc, asta îmi doresc pentru dumneavoastră și îmi doresc să copiii să învețe bine la școală. Cred că am creat cele mai bune condiții din județul nostru. Avem peste tot apă și canal la școală, avem toalete, avem încălzire centrală, avem o grădiniță frumoasă nouă. Eu cred că am făcut cam tot ce se putea ca elevii din localitatea noastră să beneficieze nu de un lux, ci de o normalitate. Ce s-a întâmplat în sat e normalitate, nu ia bravura nimănui, sunt lucruri normale de care noi n-am avut șansa să le avem. Dacă le avem, să-L mulțumim lui Dumnezeu. Vă doresc să aveți un an binecuvântat, un an frumos, să vă căsătoriți copiii cu bucurie. Dacă vi se naște în familie dumneavoastră nepoți, copii, să-i aveți sănătoși. Dacă am pierdut pe cineva drag, ne pare rău că a plecat la cele veșnice, pentru că într-o zi, mai târziu sau mai devreme, și noi, unul câte unul, tot vom pleca. În spatele nostru sunt cei 2400-2500 de copii care sunt astăzi în sat și care vor urma în spatele nostru să ne ia locul. Să dea Dumnezeu să fie sănătoși și dumneavoastră să fiți sănătoși și tot ce vă doriți, absolut tot ce vă doriți, Dumnezeu să vă împlinească. Vă salut din nou, cu slăvit să fie Domnul! Pentru veterani, acolo la Salvare, Nene Vasile, când o să ieșiți, aveți un pachet din partea noastră. Cei care nu pot, vă dăm mașina, mergeți la casele lor, le transmiteți sănătate din partea noastră a tuturor celor care suntem aici, din partea preoților satului, din partea prezbiterilor, al păstorilor și a noastră a tuturor.